vă întreb pe rând să-mi spuneți cât puteți să-mi spuneți, ce vreți să-mi spuneți, pentru că habar n-am ce s-a întâmplat. Ați avut acele două ore fără cameră, fără lavalieră. Cum ați ales să le petreceți? Îmi spuneți ce vreți voi din ce s-a întâmplat? Puteți să mă și mințiți, că nu știm. La început am preferat să stăm cu toții la masă, am povestit cu toții. Și pe urmă... Da, a fost pe rând, au fost sau în același timp? În același timp, în dormitoare diferit. Ok. Da, în casa băieților. Așa. Da, exact. Și pe urmă ne-am retras fiecare și cel puțin eu cu iubita mea ne-am povestit viețile noastre, ca să ne cunoaștem mult mai bine, cu detalii și cu lucruri pe care n-aș vrea să le știe toată lumea. Da, exact. Adică erau niște chestii pe care nu vi le-ați spus doar ca să nu le audă... Da, pentru că nu era vorba doar despre noi și, și despre familia noastră. Aha, ok. Și să nu implicăm persoanele din familia noastră. La fel și noi. Noi am rămas în living în casa băieților și am vorbit. Ne-am cunoscut. Nu a fost foarte mare diferență. Oricum ar fi urmat să vorbim detaliile astea. Ne-am pus anumite întrebări. Rămâne să ne răspundem în continuare în timpul petrecut în casă, prin acțiuni, prin fapte mai mult. Și ne-am lămurit puțin și ce se întâmplă cu noi cu așteptarea asta sau cum se interpretează neasumare. Uh-huh. Este între noi și ne înțelegem. O să discutăm la momentul respectiv, pentru că vom mai vorbi despre cupluri pe rând. Și la voi? Am fost bine, am vorbit anumite lucruri pe care nu le puteam vorbi cu camere și a fost ok, ne-a prins bine. Ok. A fost un premiu ok sau vă așteptați la altceva? Nu, a fost foarte bine. A fost ok, ne-am simțit mai bine. Nu sunteți foarte încântați. Ba da, suntem. Am profitat de cele două ori pe care le-am avut. Ce ziceți, doamna mea? În afară de faptul că sunteți supărată. Normal că... Sper că nu pe mine. Nu, drag. Eu m-am simțit ca afară, oarecum. Aha. Liber. Și... Eu n-am tot dat încredere. Bine. Ce? În ce? N-a fost camere, că n-a fost microfoane, n-am. Păi eu nu știu ce s-a întâmplat, de asta i-am întrebat, i-am spus. Au fost liberi să-mi spună dacă s-a întâmplat ceva, dacă nu... De-a să-i fost o cameră ascunsă sau niște mic. Dar oricum camerele au fost pe noi. La ce ar fi folosit dacă a fost promisiune că... Exact. Cred, odată ce a fost televizor. Premiul două ore fără camere și fără navaliere... Și tu ai crezut. Păi, logic. Da? Da, eu n-aș fi crezut. Doamna mea, știți cum e, suflă și în iaurt, da? Stați fără grijă. Bun.